Iată, Alexandru Băișanu spune că este în continuare membru ALDE, va ataca această decizie în instanță pentru că spune că ședința a fost întrunită ilegal de Călin Popescu-Tăriceanu și că îi va face acestuia plângere penală. Domnul Băișanu, din păcate, pentru dumnealui nu mai este membru ALDE, chiar dacă își dorește acest lucru și dacă și-ar fi dorit putea să rămână membru ALDE, dar s-a poziționat în afara partidului. Nu are cum să mai rămână membru ALDE, atât cât avem o decizie politică clară în acest sens. Vis-a-vis de plângerea penală, nu văd motivele pentru care s-ar face o plângere penală. Astăzi ședința a fost convocată foarte statutar și vă explic și de ce. A fost o invitație pentru o discuție informală cu liderii de organizații parlamentari, practic nucleul important al partidului. Și acolo s-au prezentat majoritatea dintre ei. În timpul discuției s-au abordat temele actuale care privesc partidul și, da, bineînțeles, s-a ajuns și la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, poziția domnului Meleșcanu, cei trei colegi al noștri care au acceptat funcția de ministru, în condițiile în care noi aveam o decizie foarte clară, votată cu majoritatea colegilor din biroul politic central, în sensul că dacă un coleg al nostru acceptă o funcție din partea PSD, este exclus de drept, radiat de drept. Bun, domnule Petcu, la această ședință au participat și cei care au acceptat propunerile venite de la Viorica Dăncilă. Doamna Grațiela Gavrilescu a fost, domnul Cupa a fost prezent la această ședință? Nu, nu au venit și nu cunosc motivele pentru care au venit. Mă rog, habar n-am, a fost decizia dumnealor. Dar acum vă spun și altceva. Nu știu dacă ar mai fi avut vreo calitate să vină, pentru că ei deja s-au poziționat în afara partidului în momentul în care au acceptat aceste propuneri, fiind conștient și știind în start care este consecința faptului că vor accepta aceste nominalizări. Deci nu i-ați invitat, domnule Petcu, sau au fost invitați și nu au venit? Domnul Băișanu spunea că nu a fost invitat. Nu cunosc această informație, n-am făcut o convocare, o face secretarul general. Dar, repet, din punctul meu de vedere, cred că n-ar fi trebuit să fie convocat pentru că ei oricum nu s-au poziționat în afara partidului. Și atunci s-a decis, mă rog, în urma discuțiilor și propunerilor la mai mulți colegi, să ia o decizie legată de acești colegi și de ceea ce au făcut ei. Domnul președinte a considerat că este bine să facă o ședință de birou politic executiv de îndată, a supus votului colegilor, văzând care este situația în sală, a supus votul colegilor acest lucru, este statutar, este legal, s-a convocat de îndată o ședință de birou politic executiv și în cadrul biroului politic executiv s-au discutat mai multe decizii. Doamne pe care Petcu, le știți. Aveți colegi deputați care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă la nivelul conducerii formațiunii ALDE. Sunt informații că săptămâna viitoare vor fi demisii depuse din grupul de la Camera Deputaților ALDE și prin demisiile acelea, practic, și grupul ALDE de la Camera Deputaților se va desființa. Aveți noțiuni, aveți informații despre aceste demisii care vor veni săptămâna viitoare de la colegii dumneavoastră? Nu am informații certe, că asta ar însemna să fi spus că am vorbit cu ei și mi-au spus acest lucru. N-am niciun fel de informație, dar dacă avem colegi care ar fi nemulțumiți de ceva, ar trebui să discute în cadrul partidului, să vorbească cu conducerea. Clar, cei trei care au fost excluși astăzi și domnul Meleșcanu la Senat nu mai fac parte, deci nu putem să vorbim de demisiile lor. Dacă vor fi demisii și nu mai aveți numărul necesar pentru a forma un grup în Camera Deputaților, ce se va întâmpla, domnule Petcu? Domnule, haideți să vă spun ceva. Activitatea politică continuă și înainte și mai departe, dincolo de chestia asta. Dar eu cred, personal, cred și sper că acest lucru nu se va întâmpla. Nu sunt motive pentru a se face acest lucru. Dacă cineva se poziționează în afara partidului, este o decizie care trebuie aplicată. Ați văzut și dumneavoastră că în ultima perioadă în presă și mai ales anumiți deontologi și sociologi au spus, domnule, este o înțelegere între Tăriceanu și Meleșcanu, între Tăriceanu și cele trei propuneri, cei trei miniștri, adică s-a aruncat tot timpul chestia asta ca și cum noi am jucat dublu în acest lucru, în această confruntare. Cred că s-a arătat foarte clar poziționarea noastră. Domnule Petcu, de către Viorica Dăncilă, că există o alianță între Iohannis și Călin Popescu-Tăriceanu. Există sau nu? Păi, haideți să vă spun ceva. Cred că despre prezumtiva alianță dintre doamna Dăncilă și Iohannis se discută de vreo 6 luni de zile. Are și dumneavoastră o alianță cu domnul Iohannis sau nu are? Haideți să fim serioși. Astea sunt lucruri care țin de campanie și de maximizarea potențialului doamnei Dăncilă ca și candidat PSD.